Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiunea în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul nostru de astăzi este doamna dr. Monica Spânu. Bine v-am găsit! Mulțumesc! Bine vă regăsesc și eu! Iar subiectul acestei ediții a emisiunii Picătura Verde este articulația sănătoasă. De fapt, articulațiile, că avem multe. Este un subiect mobil, de dorit, cu multă mobilitate. Foarte mobil. Cum ne păstrăm mobilitatea? Dacă tot vorbim de mobilitate. Prin muncă, multă. Nu se păstrează de la sine odată cu înaintarea în vârstă. E important să avem un corp sănătos ca să avem și o minte sănătoasă. Îmi place foarte mult citatul Mens sana in corpore sano, care spune că dacă vrem să gândim limpede și sănătos, trebuie să menținem un corp sănătos. Și pentru asta avem nevoie de mișcare. De fiecare dată subliniez lucrul acesta și cu fiecare pacient, pentru că noi ne mișcăm mult mai puțin decât ar trebui. Uitați-vă la copii, câtă mișcare fac. Uitați-vă comparativ pe stradă, la omul adult, la adultul tânăr, adultul mai în vârstă, până la persoana mai vârstnică, să vedeți ce diferit ne mișcăm. Asta pentru că de-a lungul timpului uităm să facem mișcare suficientă. În Cluj-Napoca noi suntem binecuvântați, pentru că în aproape toate parcurile avem și un loc unde se poate face mișcare. Da, și sunt mulți oameni de diferite vârste, într-adevăr, care fac mișcare, ceea ce este, din punct de vedere medical, lăudabil. Sunt și persoane care totuși nu profită de aceste locuri și nici nu merg atât de des să se plimbe, se suie în autobuz pentru fiecare cumpărătură. Cum le putem îndemna pe aceste persoane sau cum le putem determina să facă mai multă mișcare? În general, persoanele care nu înțeleg importanța mișcării vin la medic direct cu probleme. Cu probleme articulare, da, care pot să fie variate. Unele se rezolvă ușor, unele se rezolvă mai greu. Articulațiile pot să fie afectate de foarte multe probleme. Articulația este rezistentă de felul ei, dar este o structură complicată și fragilă în același timp. Într-o articulație, adică articulația este acea structură care leagă două oase și le conferă mobilitate, avem foarte multe elemente. Avem tendon, ligament, avem discuri interarticulare, menisc, cartilaj, toate îmbrăcate într-o membrană sinovială și scăldate în lichidul sinovial. Vă dați seama câte lucruri se pot întâmpla acolo. Plus că dacă nu o întreținem, nu ne mișcăm corect și suficient, își pierde mobilitatea, se fibrozează, se anchilozează și lucrurile acestea nu se mai repară. Nu orice se repară. De aceea este bine să acționăm foarte mult preventiv în ceea ce privește întreținerea sănătății articulațiilor, iar atunci când deja avem probleme, să intervenim. Iar problemele la nivel articular pot să fie multe, de la traumatisme, luxații, entorse, la probleme reale, boli, patologii, reumatismul, artrita, artroza, care sunt probleme serioase, probleme care dor. Omul vine la consultație când îl doare ceva. Dar nu numai durere, la nivel de articulații ne deranjează foarte mult limitarea capacității de mișcare. Apare întâi ceea ce numim redoare articulară, adică mișcăm mai greu articulație, dar care poate să ducă la anchiloză. Este suprimarea mișcării într-o anumită măsură până la anchiloză totală. Nu mai pot să mișc o articulație. Umăr, genunchi, ceea ce este foarte dificil pentru a-ți păstra apoi stilul de viață și pentru a putea trăi sănătos. Mai sunt și alți factori, de exemplu, foarte multă lume este supraponderală, aceasta afectează din greu articulațiile. O persoană supraponderală degeaba vine să-i dea un tratament, trebuie în primul rând să slăbească. Și sunt și alte boli care afectează articulațiile, deci articulația este complexă și trebuie să o îngrijim și să o întreținem. Așa cum spuneați, oamenii de obicei ajung la medic atunci când îi resimt durerea. Exact. Totuși, am putea să ne ajutăm de natură, de exemplu, care ne este tot timpul la îndemână, astfel încât să prevenim problemele articulare? Putem preveni problemele articulare, pe lângă mișcarea, pe care o promovez întotdeauna, prin curățarea periodică, atât a întregului organism, cât și a articulațiilor. Asta putem să o facem categoric cu ajutorul produselor naturale, prevenție, detoxifiere, dintre care gemoterapicele despre care noi vorbim de obicei sunt foarte binevenite în acest scop. Și am să vă dau un exemplu de mai multe gemoterapice. Există extractul gemoterapic din mungur de șneapăn. Șneapănul este de elecție pentru tot ceea ce înseamnă osteoarticular.
Își dea până îl întreține sănătatea ligamentului, a tendoanelor, a musculaturii. Este un decontracturant muscular, de aceea când avem o problemă articulară, șneapănul ne ajută foarte mult. Este și antiinflamator, deci reduce durerea și menține abilitatea articulației de a se mișca în voie. Există după aceea extractul din mugure de frasin. Frasinul este de asemenea un detoxifiant excepțional la nivel articular. De asemenea, antiinflamator, de asemenea, antialgic, tot ce îmi scade inflamația, îmi scade și durerea. Frasinul are o calitate excepțională și anume persoanele care consumă multă proteină au risc de a face gută. Se depun cristale de urați la nivelul articulațiilor și atunci frasinul intervine curățând foarte temeinic articulația. Ne doare articulația, se umflă, avem nevoie de antiinflamator. Luăm aspirină sau alte lucruri, dar există aspirina naturală, extractul din scoarță de salcie, care este de fapt aspirina naturală și putem să o folosim în loc de un alt antiinflamator. Și mai este încă un gemoterapic pe care aș dori să-l menționez, extract din sevă de mesteacăn. Seva de mesteacăn poate fi băută ca atare sau sub formă de gemoterapic și este de asemenea un antrenor excepțional la nivelul întregului organism, inclusiv la nivelul articulației. Conține substanțe bogate în betulină, derivați salicilici, mă rog, acest efect antiinflamator și antialgic este susținut. Aceste patru gemoterapice de care am menționat, mugurii de șneapăn, mugurii de frasin, scoarța de salcie și seva de mesteacăn, le găsim reunite într-un produs numit Polygema Detoxifiere Articulații, pe care îl putem folosi atât preventiv pentru a menține o articulație sănătoasă, cât și curativ atunci când deja avem probleme. Da, intervine pe durere, fiind antialgică, pe inflamație, fiind un antiinflamator și practic un modulator al inflamației și pe întreținerea sănătății articulației la persoanele în vârstă la care intervine fibroza, intervine degenerarea de vârstă, practic. Cum administrăm poligema și dacă poate fi combinată cu celelalte gemoterapice? Întotdeauna la administrare e bine să citim și prospectul, în general 2 ml de 2-3 ori pe zi. Preparatele gemoterapice se pun în puțină apă, se țin puțin în gură și după aceea se înghit pentru că absorbția este bună de la nivelul mucoasei bucale. Orice preparat e bine să luăm la puțină distanță de masă, 15, 20, 30 de minute, pentru a se asimila foarte bine. Acum, dacă facem doar o prevenție sau avem o patologie ușoară, este suficient acest Polygema 14 articulații de detoxifiere. Dar putem să-l combinăm și uneori este nevoie să-l combinăm cu alte produse atunci când suferința articulară este mai puternică. De exemplu, se poate asocia foarte bine cu tinctura din ceai de Java sau Java, depinde cum o pronunțăm. În orice formă de reumatism, artroză, dar îndeosebi în gută. Asocierea celor două are efecte extraordinar de bune. Mai sunt și alte tincturi. Tincturile de plant extract, după cum am mai spus și altă dată, au o calitate deosebită, aceea de a fi prelucrate, produse prin prelucrarea plantei proaspete. Deci are calități terapeutice ceva mai mari decât o tinctură produsă din plantă uscată. Prin uscare se pierd o serie de calități terapeutice eficiente ale plantelor. Tinctura de brusture, tinctura de urzică, alături de tinctura de păpădie, toate acestea le putem folosi și pentru detoxifierea organismului, dar și țintit pentru o problemă articulară și le putem asocia cu Polygema 14 articulații. Ce facem atunci când apar dureri localizate? Avem și, nu știu, un ulei sau o cremă pe care o putem aplica local? Există produse care se pot asocia, se pot administra local, dar în asociere cu altele care se iau pe cale internă. Aici, cel mai eficient ce-mi vine în minte este extractul de arnica oil, ulei de arnica, flori de arnica procesate în ulei de măsline, foarte eficient pentru calmarea durerii și a inflamației, datorită efectului antiinflamator și decongestionant. Dar se aplică prin masare ușoară, pe locul unde este inflamație sau durere, nu pe pielea lezată. Deci dacă avem rană deschisă, atunci nu punem nimic pe rană. Da, prin masaj ușor, se poate bandaja și se lasă puțin bandajat de 2-3 ori pe zi și se poate asocia cu toate celelalte de care am spus. Tot local se poate aplica crema de artrofit. Artrofitul există de fapt în două variante, aceeași compoziție, sub formă de cremă și pe cale internă, sub formă de picături. Compoziția este excepțională, are în compoziție arnica, pe care știm că este un antitraumatic. Avem tătăneasă, este un regenerator și un antitraumatic foarte bun. Harpagofitum este o plantă utilizată mult pentru sănătatea ligamentelor, a tendoanelor, a musculaturii, o regăsiți în foarte multe alte produse și celebra sare de baznă.
Pe vremuri se făceau foarte multe produse cu sare de bazna, ei bine, o regăsim în produsul Artrofit, pe care putem să-l folosim concomitent, pe cale internă și locală atunci când e nevoie. Astăzi am zis că vorbim atât despre sănătatea articulațiilor, cât și despre sănătatea oaselor. Asta merg mână în mână, pentru că articulațiile Da. leagă oasele. Da, există și produse specifice pentru sănătatea oaselor, depinde ce probleme avem acolo. Ele oricum sunt într-o interrelație. Ambele au nevoie de calciu. Da? De exemplu, dacă nu, am probleme intestinale, calciu nu se absorbe suficient. Dacă am un deficit de vitamină K2, de exemplu, vitamina K2 este foarte importantă, este mai puțin popularizată, dar este cea care îmi fixează în mod corect calciul la nivelul osului. Deci dacă avem acest deficit, sau voi avea oase sărace în calciu, rahitism, osteoporoză, sau dacă iau prea mult calciu pe aport intern, calciu se va depune acolo unde nu are voie. De exemplu, la nivel de vase de sânge și fac ateroscleroză. Sau se depune incorrect în articulații și voi avea articulații îngreunate de aceste depuneri. Deci, vedeți, pentru sănătatea atâtea oaselor cât și articulațiilor, avem și alte condiții de îndeplinit. Aport de anumite substanțe, mișcarea de care am povestit, tratarea corectă a altor patologii, suprapondere, tulburări hormonale, diabetul este un factor de risc pentru tot felul de probleme osteoarticulare. Și ca să încheiem rotund, ne întoarcem la stilul de viață sănătos, care înseamnă pe lângă mișcare și o alimentație sănătoasă. Când ne gândim la sănătatea articulațiilor, să aveți în imagine o pisică. Știți cum se întinde pisica? Așa ar trebui să ne întindem și noi cel puțin o dată pe zi oasele și articulațiile ca să le drenăm și să le tonifiem. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați povestit astăzi. Să fie de folos. La revedere! Să ne revedem cu bine!